seara vă spun din Germania, invitatei noastre din această seară, Ela Ionescu și evident colegei mele din București, Carmen Stanciu. Seara, dragii mei, bună seara, mă bucur. Ela, mă bucur că ești alături de noi și îți mulțumim încă o dată pe această cale. Mare drept. Mulțumim. Recunosc că în momentul când mi-a spus Carmen că veți fi invitata noastră în emisiune, a trebuit să stau să fac multe cercetări într-un timp foarte scurt. Da. Și recunosc că... Ce ați aflat? Am aflat multe, pot să zic. Chiar am rămas plăcut surprins de tot ce ați făcut de când ați intrat în facultatea de teatru și până în prezent. N-aș vrea să vorbim despre Ela Ionescu, care s-a născut la Piatra Neamț, care a copilărit acolo, pentru că lumea deja vă cunoaște și știe ce ați făcut, că ați început să activați în liceu, în trupa liceului de teatru, după care ați evoluat și ați ajuns într-un final să dați la facultate și să o și terminați la clasa profesor Mircea Albulescu, asistent domnul Naum. Așa e, da. Să pun prima întrebare. Întotdeauna în liceu, profesorul de română sau un alt profesor de franceză sau altceva descopere copii care au inclinații către teatru și îndrumă spre trupa liceului sau spre casa de cultură din orașul respectiv. Știu că și la dumneavoastră a existat cineva care v-a îndrumat în sensul ăsta. Da, putem să ne tutuim, sorim? Da, ăsta e un tipar, într-adevăr, și am auzit destul de des de scenariul ăsta, profesorul de română sau de franceză sau de engleză care îndrumă copilul pe calea asta. La mine, cred că mai degrabă hotărătoare așa a fost intervenția surorii mele în clasa a noua, când m-am înscris la un curs de actorie la Școala Populară de Arte, acolo în Piatra. Și după aia lucrurile au cam decurs de la sine, așa, trupa din liceul nostru, din Petru Rareș, era o trupă cu istorie deja. Înainte, generația de dinainte de noi fusese Gianina Cărbunariu, care acum e și directoare la Teatru din Piatra Neamț, adică... Și am continuat mulți din cei care am fost în trupă în diverse generații să practicăm meseria asta și să ne bucurăm de ea. Și deci cumva pasiunea era foarte mult la noi. Aveam un coordonator, pe doamna profesoară de franceză Grigore, dar ea a avut înțelepciunea și eleganța să ne creeze foarte mult spațiu să ne manifestăm noi, ceea ce mi se pare că a fost foarte, foarte bine. Iar după aia, na, s-au legat de la sine. Bun, o să pun următoarea întrebare, pe care o las pe Carmen să pună și ea întrebările ei. În liceu ați avut un mare succes cu un rol cu care ați participat la foarte multe festivaluri. Ați fost, să zic așa, remarcată de un actor care v-a și sugerat să dați la teatru. Rolul a fost un rol de contra-amploa, dar ce-am remarcat eu, că un rol pe care l-ați jucat în teatru din liceu, în contra-amploa, l-ați avut în film și ați fost nominalizată la premiile GOPO pentru asta. Da, așa e. Dar adică, uite, nu am gândit niciodată ce... Nu am făcut conexiune. Acel rol contra-amploa din liceu, practic, v-a adus un GOPO câțiva ani mai târziu. Într-un fel sau altul, poate că era o predestinare acolo, poate că... Un drum. Da, era... E frumos să joci...
un personaj total diferit de structura ta. E frumos pentru că îți dă ocazia să descoperi cu totul alte lucruri decât credeai despre tine, despre natura umană și te... E bine că îți mai flexibilizează puțin perspectiva asupra ceea ce înseamnă să fii om. Și asta e mereu un lucru bun. Ce frumos ai zis. Da. Da. Într-adevăr, într-adevăr, dar ce am mai remarcat, și aici mă opresc, am mai remarcat un alt lucru. Inițiala M apare în mai multe personaje pe care le-ați jucat. Și mă refer la Miha, mă refer la Maria, mă refer la Magda, mă refer la Mara, mă refer la Mama. Multe roluri cu M. Asta am remarcat și eu la un moment dat, e o întâmplare absolută, nu-mi dau seama sau dacă există un sens în spatele ei, încă nu l-am găsit. Și acum tocmai am terminat de filmat un lungmetraj în care sunt tot Maria, iată încă un înopia da, mea. Bulgaria, da. Da, da. Vă povestesc dacă vreți, a fost o bucurie foarte mare proiectul ăsta pentru mine. Da, chiar uite, următoarea noastră întrebare... Cum arată filmul ăsta? Despre ce e vorba în film? Ce crezi despre film? Spune-ne cât mai multe despre povestea acestui film, Ela. Vă povestesc pentru că e foarte interesant. E un film, mă rog, eu sper să fie și pentru spectatori, dar pentru noi a fost un proces foarte, foarte interesant, așa și foarte intens. E un film regizat de Ion Joachim Stroie. El e editor, e montor la bază, a montat foarte multe filme, a luat premii Gopo cu filmele pe care le-a montat. A regizat câteva scurtmetraje și ăsta este primul lungmetraj pe care îl regizează. Filmul e produs de casa de producție Uiar Basca și se numește, mă rog, titlul e un titlu de lucru, se numește Camping deocamdată, nu știm exact dacă va rămâne titlul ăsta. Și am filmat în Bulgaria, la Crapeț, pe malul mării. E superb, e o plajă sălbatică, știu. Exact, exact. Superb! De atmosfera asta aveam nevoie în film și de, așa, e pădurea de o parte, marea de cealaltă și cel puțin în perioada asta în care erau maci înfloriți, verdele, era așa un verde proaspăt de primăvară, de absolut superbă zona și de pustietatea aia aveam nevoie, de senzația aia de sălbăticie, pentru că filmul e despre fata asta pe care o joc eu, Maria, care e la început pare că ea administrează locul ăsta, campingul ăsta pe malul mării, care pare pustiu. Lucrurile se întâmplă undeva în primăvara lui 2020, deci suntem în contextul pandemiei, în contextul ăsta al distanțării, al separării, al așa. Și totuși e o atmosferă de pericol în toată pustietatea asta în care nu înțeleg ce se întâmplă. Și de ce e femeia asta singură aici și ce caută ea acolo în spațiul ăsta. Apar la un moment dat doi turiști și lucrurile încep să se transforme. Ea începe să-și dea seama că realitatea nu e chiar cum credea ea. Și noi odată cu ea, spectatorul, începe să își dea seama că de fapt realitatea nu e chiar ce credea ea. E complicat de explicat pentru că e un film foarte mult despre o realitate subiectivă, despre ce se întâmplă percepție, cu ei. Percepție, exact. Da. Exact. Uite, interesant, unde putem să-l vizionăm, Ela? E cald, adică e de-a dreptul fierbinte că acum ne-am întors de la filmări. Probabil o să dureze postproducția spre... nu știu, 10 luni, un an, mă gândesc că noi suntem acum, că nici nu mai știu în ce iunie. Probabil că în primăvara anului următor va apărea și ne mai auzim și așa, dar toată căutarea asta, toată introspecția care a fost și a personajului și a mea în același timp, pentru mine au fost aur, actoricește și uman și din toate punctele de vedere. M-am bucurat foarte mult de experiența asta. Da, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor, pe care nu cred că ei știu, tu faci și psihologia și anul acesta termin. Da, sunt și... în bine, e un haos la mine, termin lucrarea de licență, tocmai am terminat ultima sesiune, da.
Mult succes în... Mult succes, face psihanaliză, Sorin. E un drum... Interesant. Adânc. Mai cunosc un personaj, tot actriță, care a făcut psihologie. Da. Aici de față. Da, da, îl știm cu toții. Se cred. Sunt două drumuri, iartă-mă, sunt două drumuri care se pot îmbina foarte frumos și foarte ușor. Adică e cumva e o îngemânare firească, vine de la sine. Așa este și te ajută să zbori, practic. Eu am fost o actriță fără aripi, să știi, cu aripile refulate. Nici așa, însă mi-am deschis aripile largi ca și psiholog. Dar sunt convinsă că aripile tale sunt extrem de mari ca și actriță și vei zbura și mai sus ca și psiholog. Ela, știi ce am mai remarcat? Astăzi când am mai avut o mică pauză și am mai făcut o mică cercetare, am dat o căutare pe site-urile germane. Să văd dacă te găsesc și vreau să spun că apar pe foarte multe site-uri germane cu două filme foarte interesante. Unul dintre ele cred că este făcut de Radu Munteanu sau Munteanu. Aliste, da. Care este foarte apreciat aici în Germania și l-am găsit pe foarte multe site-uri. Bravo, Ela! Recomandate. Nu l-am văzut. E la surpriză. Da, E un rol mic acolo la Radu, dar la fel, a fost o întâlnire care m-a bucurat. Știi că Radu are, mă rog, rădăcini germane sau ceva de genul acesta și el este foarte clar în tot ceea ce vrea. Când da, am remarcat asta la lucru. Este și foarte categoric, adică până nu obține lucrul acela pe care îl gândește, nu se lasă. Așa e, chiar așa e. Un foarte bun regizor de altfel și apreciat și aici în Germania. Dar știu că la un moment dat ai declarat că îți este foarte greu să alegi între teatru și film. Rămâi la această remarcă? Rămân la remarca, o întăresc de-a dreptul, nu vreau să aleg între cele două. În ultimii ani, într-adevăr, cumva, apropo de aripi, că zicea Carmen, a zburat mai mult partea de cinematografie. Poate și din cauza, mă rog, a fost și pandemia și așa, și am avut mai multe proiecte pe partea asta, am făcut mai multe filme, cumva. Dar nu, n-aș vrea să aleg, nu vreau să aleg niciodată, după cum nu vreau să aleg nici între psihanaliză și actorie. Nu, mă încăpățânez să nu renunț la nimic, o-mi vedea ce o să se întâmple. Și vor merge cu siguranță împletite frumos în toate culorile amândouă. Trebuie doar să-ți ai timpul necesar și să le dai la avânt la amândouă. Cu siguranță. Te întrerup un pic. Vreau să-ți spun și el, Sorin, are 1000 de întrebări și întotdeauna în emisiunile noastre noi ne crâim un pic cine pune, eu am pus mai multe. Te dinamizează situația, nu da, e rău. Îți spun o întrebare. Ai terminat facultatea de actorie la Ado Profesor Albulescu, ai luat avânt pe drumul de actor, pe scenele românești, în film, ești mulțumită până acum? Simți că ai dat ce ai putut, ai vrut mai mult, ai visat la mai mult? Abordarea mea nu cred că a fost una... Nu m-am raportat niciodată la un rezultat anume în căutările mele profesionale. Adică nu mi-am propus... Nu cred că am urmărit niciodată succesul, ca să zic așa. Poate suna clișeu, dar cred că nevoia mea a fost asta, de a căuta și de a mă căuta. Și meseria asta mi-a oferit contextul cel mai bun și cel mai potrivit până în momentul ăsta să fac asta. Și din punctul ăsta de vedere sunt mai mult decât satisfăcută și îi sunt mai mult decât recunoscătoare meseriei de actor. Pentru tot ce am descoperit la mine până acum. S-a adăugat, asta zic, și drumul ăsta cu psihanaliza și continui să adâncesc căutările. Bun, atunci să rămânem în context și am să vin eu cu o altă întrebare. Dacă ai întâlni-o acum pe stradă pe Ela, ce ai întreba-o sau care ar fi, ce îi spune prima dată?
pe Ela asta de acum? Ela. Ela, da. Nu definezi timpul. Mie îmi plac tăcerile, Sorin. Vezi, mai discutam cu Carmen apropo de psihanaliză, de ce ai alege astăzi psihanaliza. Ea e destul de blamată așa în zilele noastre, în multe cercuri. Dar mie îmi plac tăcerile, mie îmi plac ascultările. Eu nu știu dacă i-aș zice elei ceva. Poate că cred că am mai avut răspunsul ăsta cândva acum mulți ani, la un moment dat. Nu. Cred că se poate transmite foarte mult prin prezență, prin răbdare, prin deschidere. Și da, cuvintele sunt foarte importante și avem nevoie să ne reprezentăm pe noi înșine într-un discurs. Dar mie îmi plac tăcerile și ascultările. Așa că poate că aș asculta-o. Poate că aș asculta ce are ea de spus. Eu poate aș îmbrățișa-o. Și asta. Și asta. Probabil că există. Probabil că ar fi prima reacție care s-ar întâmpla. Ela îmbrățișează pe Ela. Ela, da. Bun. S-au făcut foarte puține filme 3D. Era să vorbesc un pic în germană. 3D, da. În România, unul dintre ele ai jucat în el. Și ce am remarcat? Am remarcat o replică pe care ți-a dat-o sora ta când a văzut acest film. O să spun replica. Eu nu te-am văzut niciodată în relația cu mine atât de adevărată și de afară fără de mască. Ce interesant! Da, asta mi-a rămas și mie în suflet și o să-mi rămână probabil. Vezi, Carmen, e sângeroasă pe întrebările tale. Nu trebuie să fii geloasă, este doar rezumatul cercetărilor. Da, ai cercetat frumos. Vezi, Carmen, apropo de satisfacție, eu simt că am avut noroc să ajung, să nimeresc, nu știu cum să zic, în niște proiecte cu niște oameni care, și într-un tip de căutare, îmi place mult cuvântul ăsta, căutare, care mi s-a potrivit foarte bine. Ăsta a fost proiectul ăsta. Filmul se numește My Life Rehearsed in One Leg și este regizat de Bogdan Mustață. Am lucrat foarte mult înainte. A fost o abordare mai experimentală, așa. Noi am repetat vreo 6 luni înainte, ceea ce nu se întâmplă de obicei la filme. Și da, iată, am ajuns la rezultatul ăsta. Am ajuns să-mi spună sora mea că m-a văzut mai bine și mai limpede acolo decât mă vede în realitate. Și din nou, eu cred în asta. Eu cred că mă întorc la psihanaliză, că sunt acum, sunt focusată și pe licență și pe asta. Să-i spunem și lui Sorin, eu am terminat și masterul de psihanaliză între timp, adică de asta sunt foarte calată pe zona asta. Cred că avem nevoie de timp și de foarte multă răbdare ca să ajungem la ceva autentic din noi. Și iarăși asta îmi place în psihanaliză. E un proces mai lung, mai dificil, frustrant, într-adevăr, dar cred că așa putem să ajungem să găsim partea aia autentică din noi. Și într-un fel sau altul, asta s-a întâmplat și la filmul ăsta. Am lucrat foarte mult, a fost o muncă foarte migăloasă, minuțioasă, frustrantă pe alocuri, dar rezultatul a fost ăsta și n-a fost unul controlat neapărat, a fost unul care a apărut, ceea ce iarăși este extrem de frumos așa și satisfăcător. Bun, o să întrerupem un pic interviul, o să facem un mic joc pe care îl avem aproape în fiecare ediție. Slavă Domnului, am reușit să mă pregătesc și pentru ediția de astăzi, împreună cu Ela Dumnezeu. Și a fost și la muncă, să știi. Și o să dau niște nume sau cuvinte cheie sau fraze sau ceva și trebuie să îmi explici contextul sau situația care a dus la lucrul acesta. Toate sunt declarații și activități din viața ta. Adică nu am făcut altceva decât să mă leg de niște lucruri. Bun. Primul cuvânt. Hard lesson.
Ah, Udi, despre Udi vorbim. Aia a fost o întâmplare foarte drăguță. Producătoarea noastră și soția regizorului de la Dimineața care nu se va sfârși, filmul de care pomeneai tu mai devreme, cu rolul pentru care am fost nominalizată la GOPO, au fost cu filmul la Cannes. Mă rog, am mai făcut încă un film care n-a apărut, cu Ciprian Mega, cu regizorul. Și au fost cu proiectul în dezvoltare la festivalul de la Cannes. Și a fost o întâlnire între Laura și Woody Harrelson, la care ea i-a dat filmul nostru de dinainte, Dimineața care nu se va sfârși. Și am fost extrem de fericită să aflu că m-a apreciat și că mi-a apreciat prestația din filmul ăla. A fost un moment frumos, da. Hipioți. Hipiez și bolșevici era o piesă de Emil Gladstone. Am jucat-o acum ticei ani cu Mihai Cuciumeanu, cu Larry Georgescu, regizată de Felix Crainicu. Eu îl cunosc pe Felix. Asta era legătura, am vrut să zic. Da. Iarăși o întâlnire superbă. Am jucat în La Scena. Eu sunt actriță independentă de când am terminat facultatea. Am rămas pe zona asta de independență și mă bucur de ea în continuare, chiar și după anul ăsta. Am jucat în La Scena, a fost un spectacol frumos, Hipioți și Bolșevici. Și am mers mult și prin țară cu el. Știu și asta. D'Abia. Cred că aici pierd punctul. Nu știu. Cuvânt ajutator. Te rog. Arghezi. De-abia plecase și te-am rugat să pleci. Te urmăream de-a lungul. E poezia cu care am intrat eu la facultate. Unul dintre textele cu care am intrat la facultate. Da? Arghezi. Următorul, hub. Ab. Hub? Ha. U-u-bu. Ab. Aolo. Cer cuvânt ajutător. Master. Master? Ce vreau Întotdeauna mă joc. eu? Sunt un prieten, ce să fac? Întotdeauna folosesc cuvinte care să dea Urgent. o neclaritate situației, dar care este clară de altfel. E o piesă de teatru? Nu. Student hub. Mai închis. Masterclass. Ah, masterclass-ul pe care l-am ținut cu Valeriu Andriuță, cu prietenul și colegul Valeriu Andriuță. Da. Am ținut un masterclass despre actoria de film, da, împreună Exact. cu Valeriu Andriuță. Ce păstrăm din actoria de teatru în film? Următoarea, mașinăria. Cehov, mașinăria Cehova lui Vișnie. Aha, da, asta e departe, mamă, m-ai purtat prin... Vezi, Carmen, test asociativ verbal. Da. Și în fiecare emisiune face asta și toată lumea se uimește că... Măi, da, cât te știe Sorin, colegul tău, că ai zis că el nu știe, eu le zic la toți. Vezi că e foarte o cafeluță ușoară, așa, o discuție Mulțumesc, liberă. Carmen, mulțumesc, Carmen. Da, Că foarte ghidătii pe frumos post. și psihanalitic, de altfel, mai spre Jung, dar trezești multe în om așa cu joculețul ăsta, aparent nevinovat. Mașinăria e piesa pe care am jucat-o la studioul Casandra, încă mai exista studioul Casandra când am terminat eu Da, și mie mi-e facultatea. dor. Am văzut Da. multe piese acolo. Bun, și Regizată de ultimul. Alexandru Jita. Da, și ultimul, sper să nu fie și cel mai greu. Au. Am emoții. Cred că 2012. Ia. 2012, doar să... Ceva care s-a întâmplat Da, în cred că viață. știu. Nu, că mi-am dat seama instantaneu. Vezi că astea grele ți le aduce aminte. Da, în 2012, cred că te referi la ce s-a întâmplat cu tata, nu? Exact. Am stat foarte mult să cântăresc dacă voi pune acest an în discuție sau nu, dar până la urma urmei am zis că trebuie să înfrâng fricile, nu să le stopez sau să le țin. Eu te susțin și mi se pare foarte bine.
Pentru că, din nou zic, trebuie să învățăm să ne conținem cu totul. Nu doar părțile bune, nu doar părțile luminoase, doar pentru că toate experiențele astea fac parte din noi. Și fricile, și dureri. Și întotdeauna lucrurile sunt mai complexe decât par și eu sunt foarte bucuroasă că ai adus subiectul ăsta la suprafață, pentru că părinții mei sunt foarte importanți pentru mine. Zic, sunt, deși doar mama mai e aici, tata e dincolo, din 2012, cum ai zis tu, dar îmi place să, așa, să-i simt mereu cu mine. Și faptul că, uite, l-ai făcut pe el prezent, pe amândoi, mă rog, într-un fel sau altul, îți mulțumesc pentru asta. E important pentru că simt că sunt cu mine mereu. Eu îți mulțumesc că ai acceptat să răspunzi la acest an. Da? Și o să mai vin în continuare cu o singură situație, după care mă opresc, nu mai merg pe tema asta. O să dau tot așa un fragment dintr-o declarație. Du-te, tată, e copilul răcit. Trebuie să-l pui pe picioare că începe grădinița. Da, asta e printre ultimele lucruri pe care mi l-a spus tata, după aia mai vorbi la telefon. Dar cam asta mi-a spus când am plecat. El era, ca să dau contextul, el era bolnav destul de grav, știam cu toții că nu o să mai dureze probabil foarte mult până când o să se întâmple și nu știam, eram într-o situație de asta, nu știam să mai rămân acolo la piatra, eram la piatra. Și cred că într-un fel foarte, foarte fin și foarte iubitor în același timp, m-a eliberat. Da, nu era vorba despre răceala copilului meu, care era mic atunci, acum e cu un cap mai mare decât mine. 15 ani. Eu deja. Dimitri, da. Care numele de la străbunica din partea tatălui. Da, nu e numele ei, dar străbunica din partea tatălui, într-adevăr, era, ei erau greci, Aretia Galiațatos o chema pe ea și cumva da, are rezonanța asta, cel puțin pentru mine când m-am gândit la el, pentru noi când l-am ales, a avut și rezonanța asta și a contat asta. Da. Da, și tata asta a făcut, cred eu, în momentul ăla și cu multă generozitate. A ales să mă, ca un tată bun, să mă desprindă de el și să mă trimită pe drumul meu. Da, și care este un drum destul de, cu mult succes, pot să spun. Mai ales că în ultimul timp, în 2020, după ce am văzut, ai făcut un short film și încă două lungmetraje, Puppy Field și Beginning, și Corigent, da? Ok, 2018 coborâm la prima, My Life 2018, da. Un an bogat, 2016 cu două filme, 2013-2012 un alt short film cu, interesant, cu un regizor, cred că este germano-olandez, pentru că numele Dirk Verheij este o combinație între german și olandez. Cred că ăla era un proiect muzical, era un videoclip, cred că la care te referi tu. Da, da, a fost... Ok, Poker, în care ați avut rolul unui reporter, și Margo. A mai fost între ele a fost La limita de jos a cerului. Și La limita de jos a cerului, da, a mai fost și Câini. A, și Câinea lui Bogdan. Da, destul de multe filme în ultimii 10 ani. Acolo eram tot așa, am căzut, eram puțin și am mai căzut o bucată la montaj și a rămas puțin, dar întâlnirile astea sunt importante, pentru că înveți foarte multe, pe lângă întâlnirea cu colegii, cu regizorul, toată experiența de la castinguri, de la probe, toată emoția pe care trebuie să o gestionezi. Să înțelegi ce așteaptă regizorul ăla de la tine, indiferent că rezultatul final este că mai apari foarte puțin în film. Nu contează, tu te îmbogățești foarte mult din parcursul ăsta.
Carmen? Da, am o întrebare care nu ține nici de film, nici de teatru, psihanalitică. Așa, dacă am, mi-ai deschis poarta super. Ce crezi tu că îți dorește copilul tău de 15 ani? Care-i povestea lui și ce crezi că și-ar dori? Are un vis? Asta știi și tu, știi din experiența de psiholog că e o vârstă destul de dificilă și de așa neclară e pentru ei. Așa că eu, cu psihanaliza sub braț, mă străduiesc să suport această incertitudine și să-i creez spațiu. Pentru că, spun ție, poate ar trebui să spun mai clar că vorbesc odată cu tine și poate că nu se înțelege. În psihanaliză e principiul ăsta, că ar trebui să învățăm să suportăm mai mult nesiguranța, incertitudinea. Cumva și ăsta e unul dintre scopurile unei cure analitice. Să nu aștepți un răspuns imediat, să nu încerci să găsești repede răspunsul doar ca să scapi de conflictul. Pentru că oricum noi suntem construiți, suntem structurați pe conflict. Exact. Și atunci, și în calitate de părinte e mai greu să faci asta, pentru că și tu îți dorești să ai răspunsurile foarte repede, să știi exact ce o să se întâmple, ce o să facă, în ce direcție o să o ia, că o să fie în siguranță. Dar mă străduiesc foarte mult să nu-l încarc și cu așteptările mele și să-l las și să-i creez un spațiu doar în care el să poată să găsească singur, nu știu, calea lui. Ce va face. Calea lui, și da. cam asta e efortul meu legat. Are o pasiune? Îi place foarte mult istoria. Acum la liceu a ales profil umanist. Îi place foarte mult istoria, citește foarte mult, ceea ce mă încântă, mă bucură, mă face foarte mândră. Pentru că mi-am dorit asta și am citit împreună foarte mult și speram să-i rămână plăcerea asta și iată că o are. Dar nu știe, încă nu știe ce o să facă. Și pentru că mai devreme tot ați mers pe psihanaliză, să zicem așa, la un moment dat erai tot timpul într-o căutare interioară. Încă sunt. A, ok, și dar acum vreau să te întreb dacă ți-ai găsit caracteristicile interioare care te definesc. Știi ce cred că am găsit? De un an sunt și în procesul ăsta, am început și o analiză personală. Cred că până la vârsta asta, am împlinit 40 de ani de altfel, chiar la filmarea asta în Bulgaria, deci a fost cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi. Mulțumesc frumos, asemenea. Și cred că ce am găsit până la vârsta asta nu sunt caracteristicile de bază sau nu cred că aș putea să mă definesc foarte exact acum. Dar ce mă bucură e că am găsit instrumentele. Am găsit instrumentele și asta contează enorm. Pentru că deja ai un drum, deja știi ce faci. Iar actoria și psihanaliza pentru mine sunt instrumentele astea cu care plănuiesc să caut în continuare și în interiorul meu și poate cât o să pot să-i ajut și pe alții. Bun, dar uite, am vorbit numai de film, de teatru am vorbit foarte puțin, deși ai jucat și încă mai joci. Ai o premieră sâmbătă. O premieră chiar sâmbătă o să fie. Nu e premiera, că îl jucăm, l-am scos de dinainte de pandemie, dar se simte ca o premieră că l-am jucat după, exact după foarte multă vreme. Da, avem spectacol sâmbătă. Nu știu dacă se difuzează, dacă apucă oamenii să vadă, dar o să se mai joace și dacă vor să vină să vadă la Teatrul Elisabeta. E un spectacol foarte frumos, e o comedie regizată de Tania Popa. Da. Și iată, e prima piesă regizată de ea și e o comedie copioasă, deci se râde, îi povesteam și lui Carmen că se râde, se râde de la început până la sfârșit cu poftă și cred că avem nevoie de asta în perioada asta. Bine, la Teatrul Elisabeta se joacă multă comedie și pot să zic că am văzut și eu câteva piese, chiar am cumpărat bilete online de aici din Germania ca să văd. Ah, ce frumos! Mulțumim frumos că ne susții! Cât pot. Dar ai mai jucat și în Otello, Mamma Mia, Ce caut eu aici, Pescărușul, Arlecchino moare. Probabil că mai sunt și alte piese pe care eu n-am apucat să le descoper.
Da, acum se mai joacă. O să mai pun o întrebare? Știu că da, timpul sigur, zboară, sigur, dar sigur, în Pescărușu, eu n-am reușit să te văd, îmi pare rău, nu știu de ce, n-am, poate n-am nimerit spectacolul atunci. Ce ai jucat în Pescărușu? Eu iubesc Cehov. Și eu iubesc pe Cehov și Pescărușul clasici, așa cred că avem nevoie de ei. Adică avem nevoie și să ne raportăm la prezent și la ce se întâmplă acum și să avem o privire proaspătă asupra lucrurilor, dar cred că avem nevoie de rădăcinile astea. În Pescăruș eu am jucat Mașa, port doliul vieții mele, sunt nefericită. E o Mașa foarte vitală, de altfel. Era Pescărușul regizat de Antoaneta Cojocaru în cadrul laboratorului de noapte de la Bulandra. De la Bulandra aici, în București. Carmen e specialistă în Pescărușul. Da, am jucat în Pescărușul. Ce ai jucat în Pescărușul? Da, cu Ricky. Bognoschi, cu Richard. Ce? Ce ai jucat? Ce personaj? Ce crezi? Nina? Ai făcut Nina? Nina? Da, eu cred și sunt mai puțin și când mă gândesc. Nina! Deci, aia e una din replici și din replicile mele preferate. Nu știu dacă... Ți-am zis că eu n-am avut neapărat dorințe de astea să joc un anume personaj sau așa, dar replica aia din... Replica aia a Ninei, eu cred și sufăr mai puțin și când mă gândesc la chemarea mea, nu mă mai tem de viață. Mi se pare că e un mic dicționar, un mic îndreptar pentru actori foarte bun. Credința asta avem nevoie, indiferent cum putem discuta mult despre ce înțelegem prin credință, dar de un tip de credință sunt convinsă că actorul și actorul are nevoie. Bine, ai amintit de credință, o să mă întorc puțin în urmă cu câțiva ani de zile înainte de a face filmul care te-a nominalizat la GOPO, una dintre nominalizările la GOPO și ai spus așa părintelui Ciprian, dacă nu mă înșel, Ciprian Cipru, iar conexiune Cipru, Ciprian, interesant. Ai spus că tu nu crezi în Dumnezeu. Era o discuție în urma... E replică, să știi, Sorin, e replică din film aia. Da, și la un moment dat ai spus, dar crezi în tine? Dar în tine crezi? Uh-huh, uh-huh. Replica era așa, asta a fost chiar scena pe care am primit-o pentru casting să exact. O învăț. Și era o discuție între personaj și preotul, la care personajul fiind o româncă prostituată în Cipru, mă rog, o situație foarte grea, și ajunge să se spovedească la acest preot jucat de Valeriu Andriuță în film. Minunat actor. Am făcut conexiunile astea în legătură cu dialogul care s-a desfășurat. Apropo de credință. Da. Eu m-am întâlnit cu personajul ăla, chiar dacă poate pare paradoxal așa, dacă luăm doar carcasa, pare că n-am avea prea multe în comun, dar uite, avem din nou această căutare, această zbatere interioară. Și ea îi spune că nu crede, preotul îi spune, bine, în Dumnezeu nu crezi, dar în tine trebuie să crezi. Exact, dar în tine trebuie să crezi. A fost o replică care mi-a rămas, de fapt. Mi-a rămas în memorie. Să-l vezi dacă n-ai apucat. E un film frumos și cu multă emoție, așa, și foarte onest. Este foarte onest. Eu presupun că este și realist, pentru că am înțeles că este destul de... Mă rog, regizorul a trăit aceste lucruri. Este o situație destul de interesantă, fiind un film independent, mă rog, un preot care trăiește în Cipru și care acolo își desfășoară activitatea. Între timp a venit în România, că au trecut niște ani de atunci, dar atunci slujea în Cipru, da, la o biserică românească din Cipru. Da. Bun, nu o să mai avem mult timp, o să ne apropiem de final. Acum când ne-am încălzit. Acum când ne-am încălzit, da, eu mai am discuții, Carmen are terapie, din păcate. Facem altă ediție. Curând. Și eu am o lucrare de licență determinată în următoarele zile. Bun, pentru că Carmen o să trebuiască să meargă în terapie. Tu trebuie să te ocupi de lucrarea de licență și mult succes la licență. O să mai pun o singură întrebare, după care o las pe Carmen să vină cu cea mai grea și inexplicabilă întrebare pe care putem să o avem în această emisiune. Ultima mea întrebare. Da? Cum este lucrul cu copiii? E minunat lucru cu copiii și
din nou o dimensiune în care descoperi atâtea lucruri, pare că îi sprijin tu pe ei sau doar, că doar tu îi sprijin pe ei să descopere niște lucruri, dar în procesul ăsta e incredibil cât de multe poți să primești de la ei și iubesc foarte tare și sper să curând să am ocazia să lucrez din nou. Pe perioada pandemiei n-am oprit. Dar iarăși, noi vorbim codat, eu nu știu dacă oamenii vor înțelege. Eu am niște ani buni, am ținut niște cursuri de actorie la Studio Creativ cu copii între 6 și 12 ani aproximativ. Mai știi, acum noi avem, foarte noi multe avem, mămici mă întreabă. Noi avem prieteni inteligenți. Să le trimit la tine. Noi avem spectatori inteligenți care ne urmăresc, prieteni inteligenți și chiar dacă nu dăm prea multe amănunte, imediat gândesc. Ei te caută și mămicile te vor căuta cu copilașii lor. Da. Carmen, ultima întrebare, te rog. Întrebarea grea. Furtunoasă întrebare. Emisiunea noastră se numește Emisiunea fără titlu și o să te rugăm să ne dăruiești un titlu emisiunii, pentru că fiecare invitat la finalul emisiunii face acest lucru. Cred că, uite, pentru că tot a apărut termenul ăsta de multe ori, așa mi-a venit, cred că i-aș spune căutare. Mai ales că e emisiune fără titlu. Da. Titlu, ca să mi se pare că fără titlul ăsta, exact asta faceți cu el. Creați un spațiu în care noi invitații împreună cu voi să avem un tip de căutare pe o bucățică scurtă. Nu știu dacă putem să-l mai finisăm, să mai lucrăm la el, dar pe direcția asta merg. Momentul de tăcere de câteva secunde, de vreo 5 secunde, chiar am cronometrat 5-6 secunde, am crezut că o să spui tăcere, adică restul e tăcere, vorba. Bun, da. Mulțumim mult de tot pentru faptul că ai venit alături de noi. Îți urez mult succes încă o dată pentru licență și în activitate. Și abia aștept anul viitor să văd ultimul film care va apărea. Nu l-am văzut niciodată, care va apărea. Eu îl cunosc pe Claudiu Mitcu. Producătorul nostru. Îl cunosc foarte bine, îl cunosc. Mult succes! Deci o să afli sigur de cum apare. Da, cu siguranță. Și îți mulțumim. Cu mare drag, a fost o plăcere. Vă mulțumesc eu. Mulțumesc. Te simți ca la o cafea cu doi prieteni? A fost foarte frumos și Sorin, felicitări. E mare lucru să te simți în siguranță așa cu o gazdă care știe harta. Cunoaște harta. Mulțumim din suflet. Mulțumesc mult de tot pentru apreciere. Mult succes. O seară faină. La revedere. Seară faină. Mulțumim, Ela. Mulțumim.